de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! 16 decembrie, anul de grație 2021. Acum mulți ani, în Timișoara, se pregătea zavera care a dus la Revoluție, care a produs schimbări, indiferent că vrem sau nu vrem să recunoaștem, fundamentale în România, chiar dacă eșalonul 1 sau 2 al PCR-ului a rămas la putere în continuare și probabil că încă, cum se spune, încă o unitate de măsură, Brucan, va mai rămâne să-și pună oamenii în conducerea țării. Deci 16 decembrie 1989 începea la Timișoara ceea ce apoi s-a numit Revoluția Română. Noi la Piatra Neamț în 16 decembrie 2021, pentru că este joi, nu facem revoluție, dar încercăm să explicăm anumite lucruri în emisiunea Cafeaua de Dimineață împreună cu domnul dr. Liviu Harbuz. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Mă bucur că sunteți, cum să spun eu așa, primăvăratec în această emisiune. Da, mă scuzați, vin de la sală și... La ora asta! La ora asta! V-ați antrenat pentru 17 decembrie. Nu m-am antrenat pentru emisiune. Înțeles. Acum mulți ani, în 89, la Timișoara începea Revoluția. Eu îi spun Revoluție, chiar dacă îi spun Revoluție prin urmări, nu neapărat prin schimbarea unui regim politic. Dar de atunci până acum s-au întâmplat multe, s-au schimbat multe. Nu știu dacă în ultima perioadă schimbarea asta se simte la fel de bine. Dumneavoastră, pe unde erați în momentul acela, 89? Eram în București, unde de altfel am trăit la cea mai mare intensitate fiecare moment, inclusiv Revoluția, fiecare moment care astăzi mi-a rămas în amintire ca o mare manipulare, cel puțin așa m-aș simți astăzi, dacă aș fi din nou acolo. Au fost momente tensionate, momente în care chiar am fost în mare pericol, pentru că treceau gloanțe peste tot. Atunci când am aflat ce se întâmplă la Timișoara, de fapt îmi aduc aminte de pe data de 13, cred, dacă nu greșesc, că fratele meu era militar în termen la București și m-a sunat și mi-a spus că s-a dat alarmă de gradul 0 și că au primit muniție de război, ceea ce m-a pus pe gânduri. Desigur, în perioada aia accesul la informații era limitat, era mai mult din gură în gură. Am aflat că vom avea o revoluție. Bine, asta cu mintea de astăzi. Atunci, desigur, era o emoție puternică, era dorința de a face și de a participa la o revoluție, de a da jos regimul comunist. După aia, fiecare zi petrecută, aproape fiecare zi și noapte petrecută în stradă, până pe data de 27 decembrie, pe 29 m-am întors la Piatra Neamț. Momente pe care le-am trăit cu toții, desigur, mai puțin sau mai mult implicați în ceea ce se întâmpla, dar astăzi, cu mintea de astăzi, repet, nu cred că aș mai face același lucru pe care l-am făcut atunci. Eram și foarte tânăr. Era dorința de libertate. În perioada aia, eu eram încă student, eram student în ultimul an. În perioada aceea, dorința mea era să plec din țară. Deja mi-aranjasem toate lucrurile pentru a pleca din țară. Eram student la medicină veterinară. Visul meu era să fac medicină pe animale de companie. În România, la vremea aceea, nici nu se punea problema.
dar colegii mei, aveam colegi prieteni din Israel, din Statele Unite, mă pregătiseră oarecum pentru ceea ce ar fi însemnat plecarea mea și implicarea într-o activitate medicală într-o țară civilizată, în vest. Bineînțeles că ținta mea era Statele Unite. La vremea aceea chiar învățam pentru echivalarea diplomei. Mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost într-o altă lume. Aveam cu mult mai mult aplomb, speranță, dorință, care din păcate astăzi o dau pe vârstă și nu o dau pe vremuri. Nu mai simt aceleași lucruri, ba câteodată intru în depresie gândindu-mă că n-am plecat din țară, pentru că după Revoluție am visat să practic medicina pe animale mici. De altfel am fost și primul medic veterinar privatizat în România în 1990. Am sperat că voi trăi într-o țară, așa cum spuneam noi, vrem o țară ca afară. Dar din păcate a fost din răul mai rău, nici nu visam la vremea aceea că vreodată voi face o carieră politică. Era ca și cu fumatul. Nu fumam, adică am fumat târziu, la 20 ceva de ani. Și până la 20 ceva de ani mi-era scârbă de cei care fumau. Iată-mă astăzi și fost sau actual, nici nu mai știu ce să zic, om politic și fumător. Deci lucrurile au mers din rău. Din rău mai rău. Putem spune așa că domnul Iliescu v-a făcut să rămâneți în România. O să râdeți, la început, în primele zile, pe toți ne-a făcut domnul. Absolut, Iliescu, absolut. Nu. Sunt, fac parte din categoria celor care au strigat jos Iliescu. Am făcut și piața universității, pentru că eu am votat cu rațiu prima dată. Speram, bine, la discursurile pe care le avea rațiu, era foarte greu să nu fii un adept al domniei sale. Dar viața m-a dus, culmea, spre partidul care a moștenit doctrina, să zicem, social-democrată, doctrina de stânga. Poate că m-am regăsit în acel partid pentru anumiți oameni și aici am să-l pomenesc pe Adrian Năstase, un om de o calitate intelectuală deosebită, un om care a știut într-adevăr să administreze, a știut să pună multă valoare pe ceea ce înseamnă tineri, pe ceea ce înseamnă o economie puternică. Chiar aș putea spune că Adrian Năstase a fost, dincolo de faptul că a dus politici de dreapta, un pro-european și un pro-NATO, pro-Alianța Atlantică. Bun, se cunosc meritele domniei sale, mai ales în domeniul acesta al politicii externe. Dar eu am avut șansa și a fost o șansă să fiu lângă dânsul, fiind consilierul domniei sale. De altfel așa am și ajuns în PSD. Într-o seară la ora 11 m-a sunat primul ministru al României. Eram și foarte tânăr, e adevărat. Și mi-a propus să fiu consilier. La vârsta aia cine ar fi refuzat? V-am tot gândit că atunci am greșit capital, pentru că asta mi-a deschis o carieră politică ulterior, care s-a dovedit fiind cea mai mare greșeală din viața mea. E foarte păcat că n-am rămas cu medicina mea, cu chirurgia mea și am intrat într-o lume mizerabilă în care not și astăzi, dar am senzația... În ultima perioadă tot timpul împotriva curentului, ca să zic așa. Asta vreau să spun. Senzația este că mereu am înotat împotriva curentului și iată-te mă aproape din nou în PSD. Nici chiar așa. În PSD veți intra, ca să spun așa, când se va intra in corpore. Nu știu cum se va intra. Cert este că astăzi avem o alianță cu PSD-ul. E foarte adevărat, până la urmă, această alianță a venit să aducă echilibru de care are atâta nevoie România. România are nevoie, avea nevoie și are nevoie să fie guvernată. Și cum în politică înghiți în fiecare zi o broască râioasă, acum am înghițit o baltă întreagă, dar
Probabil că a fost și este unica soluție pentru a echilibra această țară care se confruntă cu provocări pe care nu le-a avut niciodată, dincolo de pandemie care este, sau criza energiei, care sunt niște provocări mondiale. Din păcate, ca de obicei, România a fost prinsă pe picior greșit, iar pierderile sunt mai mari decât, cum spun eu, pe vreme de pace, pentru că noi acum suntem în vremuri de război, mai ales plecând de la războiul între români și români, pentru că de 31-32 de ani am înțeles că noi, de fapt, nu avem niciun dușman extern, dușmanul e la noi, noi ne omorâm unii pe alții, n-am învățat nici acum și asta mă duce fiind 16 decembrie cu gândul la ce s-a întâmplat în 16 decembrie 89. Mă duce cu gândul la ceea ce înseamnă solidaritate. Probabil că nici atunci n-am fost foarte solidari, deși aveam cu toții o singură provocare, Ceaușescu și comunismul. Nu am învățat și nu reușim să avem o politică de coeziune, nu știm să fim solidari. Deci războiul român cu români ne-a grevat și ne va greva în continuare. Trăim vremuri în care salvarea nu poate veni decât de la noi, nu de la altcineva. Așa cum am mai spus la dumneavoastră în emisiune, până la urmă suntem pe cont propriu și n-am înțeles asta. Fiecare țară e pe cont propriu. Fiecare țară își joacă șansa, își joacă prezentul și viitorul, dar noi nu înțelegem asta. Suntem autodestructivi și se vede asta pe zi ce trece. Pandemia ne-a devoalat așa profilul acestui popor. N-am înțeles încă că nu putem fi mereu la îndemâna unui guvern. Nu înțelegem că nu numai guvernul e vinovat de ceea ce se întâmplă în țara asta. Fiecare dintre noi... Aici vă contează. Întotdeauna guvernul este nevinovat în România, să știți. Deci este nevinovat în sensul ăla. Eu n-am spus că e nevinovat partidul și partidele, că gura păcătosului adevăr grește. N-am spus că este nevinovat guvernul, dar depinde în primul rând de noi, ca să schimbăm politici, ca să schimbăm direcția în care merge această țară, e nevoie de fiecare dintre noi. Aici vă... Teoretic e foarte ok ce spuneți, dar eu vă întreb așa... Nu e ok. Ca logică. Dar eu vă spun așa, alegeri am avut când? Că nici nu mai știu când am avut alegeri, ultimele alegeri. Cred că... În fiecare zi. Da, bun. Am avut alegeri. Mie mi s-a spus așa, că eu știți că eu ascult cu atenție. A câștigat alegerile zdrobitor dreapta, în condițiile în care eu mă uitam la rezultate și vedeam că partidul cu cel mai mare scor era PSD-ul. Am înțeles că dreapta a câștigat așa din bucăți, în dreapta fiind inclus și UDMR-ul. După ce am aflat că dreapta a câștigat, acum aflu că PNL-ul împreună cu PSD-ul sunt alternativa unică pentru guvernarea României, împreună cu părticica din dreapta anumită UDMR. Da, alternativa unică într-o anumită conjunctură, pentru că, vedeți, spectrul politic s-a schimbat foarte mult. Avem și un partid extremist aflat în viața parlamentară, în politica cotidiană. Avem Partidul Aur, care a venit și a distorsionat puțin ceea ce știam noi despre politică. O să vă spun... Sunt o voce în momentul ăsta. Eu, unul sincer, m-am săturat să văd că suntem ciuca bătăilor în Europa. Suntem ciuca bătăilor în foarte multe domenii. Aș prefera să ajungem să fim și noi cumva recunoscuți că facem ceva care să arate că există demnitate națională în țara asta. Da. Să lăsăm politica mare și haide să ajungem la Piatra Neamț, domnul doctor. Lămuriți-mă ce fac eu de... Leagănul democrației, locul în care toate vocile se pot auzi nestingherite, că oricum nu le ascultă nimeni. Exact. Așa, locul în care
dacă forul tutelar, deci scuzați că asta e expresia consacrată, forul tutelar decide că pomii pot să stea cu susul în jos, așa este lege, dacă lucrurile sunt spuse altfel, ni se demonstrează că abuzul în serviciu devine neglijență, dacă e cazul, și neglijența poate să devină până la urmă o crimă dacă situația o impune. Deci, spuneți-mi ce voi face eu în perioada târgului de Crăciun, ce o să fac de Revelion. Cam înțeles că ba mă urc pe O să stau acasă. Nu, că astăzi e 16, deschide târgul de Crăciun, am înțeles. Mergeți la deschide pe 17, nu pe 16. Le-a fost frică să deschidă pe 16. S-a adunat lumea. Pe 16 se deschide la Timișoara. Așa. Deci ideea este, domnul doctor, ce se întâmplă? Mai avem scene, nu mai avem scene, mai avem scenarii, nu mai avem scenarii. Ne-am oprit la scenete, am parcurs o serie de scenete, care de care mai drăguțe. Ideea este că, până la urmă, pentru că așa suntem noi, în ceasul al 12-lea, ne dăm seama de realități și de cât de importante sunt regulile, în primul rând pentru noi. Da, Târgul de Crăciun se va desfășura de pe data de 17, pe data de 2 ianuarie, iar renunțarea la celebra scenă, care a fost Mărul Discordiei, nu spun între cine și cine, că nu mai are sens, deja... E vorba de un măr și mărul, știți cum e? Din Biblie, din Biblie ne-a făcut probleme. Nu vom avea scenă, lucrurile se vor derula în sensul că aceste spectacole vor fi ca niște happening-uri, ca niște spectacole de stradă. Colindătorii vor circula, nu vom avea spectacole propriu-zise, motiv pentru care... Deci vor fi, se spune, spectacole itinerante. Așa, spectacole itinerante. De la Casa Albă până la primărie, de la primărie până... Are și o componentă de turism ecumenic, pentru că e și până la biserică, astfel... E perfect, atunci îmbinăm toate. Îmbinăm toate, e perfect. Ideea este că vor avea acces, că de fapt asta ne-am dorit, să avem acces pentru absolut toți cetățenii orașului. Era o prostie să ne apucăm acum să punem garduri și copiii să-l privească pe Moș Crăciun pe după garduri sau jandarmi. În înțelegere cu toate autoritățile și chiar aș vrea să mulțumesc jandarmeriei, aș vrea să mulțumesc poliției locale, care va avea un rol foarte important pe toată perioada Târgului de Crăciun, celor de la ISU, care, ca de obicei, ne-au ajutat foarte mult, în primul rând și jandarmeria și ISU ne-au ajutat foarte mult în ceea ce înseamnă aplicarea legislației, motiv pentru care vom avea un Târg de Crăciun în siguranță și accesibil tuturor cetățenilor. Deci vreau să vă spun că a fost până la urmă un proces în care cu toții și-au adus aportul pentru cetățeni. Chiar a fost așa o dezbatere care până la urmă ne-a dus la o concluzie foarte eficientă, în sensul în care vom reuși să asigurăm statusul de sănătate al tuturor cetățenilor și accesul necondiționat la Târgul de Crăciun. Același lucru se va întâmpla pentru că în același context s-a discutat și organizarea nopții de Revelion, noaptea de 31 decembrie. Vom avea primăria, repet, municipiului București, pentru că... Piatra Neamț, încă n-am ajuns la București. Municipiului Piatra Neamț, da, era pe București Revoluția și... Am înțeles. Nu, eu m-aș bucura să ne invadeze București. Eu nu m-aș bucura, adică eu nu doresc Târgul de Crăciun, care, după cum bine știți, este accesibil doar contra cost la București, Nicușor Dan. S-a gândit cum să mai mărească bugetul primăriei chiar în perioada de Crăciun. Primăria municipiului Piatra Neamț va organiza Revelion în stradă, cum îi spunem noi. Va fi, sper, un moment măcar la trecerea între ani, un moment de bucurie.
de muzică foarte bună, de lasere, spectacol cu lasere, deci chiar cu DJ-i profesioniști, adică va fi un moment foarte important. Deci, haideți ca să ne înțelegem, va fi cu DJ-i muzică? Da, nu vor fi formații, va fi doar un spectacol susținut de doi DJ, un MC, și nu în ultimul rând un spectacol de lasere pe care Piatra Neamțu n-a avut șansa să-l vadă până acum. Dacă voi spune că va fi aproape ca la Untold, probabil că lumea o să se oripileze, pentru că din păcate ultimul concert Untold a fost mult culit prin participare, prin supoziția că acolo s-ar fi infectat foarte mulți. Aici va fi în aer liber, vom avea grijă, vor fi prezente, așa cum spuneam, Poliția Națională, Poliția Locală, jandarmii, vom avea grijă să păstrăm toate, să respectăm toate restricțiile impuse de CNSU. Și deci va avea loc toată această manifestare jos, nu pe platou? Jos, nu pe platou, așa cum am spus, eu susțin în continuare și sunt convins că începând de anul viitor nu va mai avea loc niciun eveniment de asemenea amploare, fie el Târgul de Crăciun, fie festivalurile de mâncare, de food. Toate acestea vor coborî în piața Ștefan cel Mare, pentru că deja zona de sus, din piața domnească, din curtea domnească, este în pericol de a supusă la atâtora spectacole și festivaluri. Deci totul vom încerca să conservăm curtea domnească așa cum ea a fost renovată și toate evenimentele să aibă loc jos în bulevard, jos în piața Ștefan cel Mare. Vom încerca, primăria va încerca să realizeze un sistem prin care toate evenimentele să aibă loc în baza unui calendar anual de evenimente, iar toată infrastructura unui astfel de eveniment să fie semi-permanentă, ca să nu desfacem căsuțe, să facem căsuțe, să aducem macarale. Iar bradul de Crăciun, așa cum a promis primăria Piatra Neamț, va fi un brad plantat în părculeț, un brad foarte frumos, care va fi, repet, plantat, nu tăiat, și va fi împodobit în fiecare an. Acum, cum să vă spun eu, chestia asta cu tăiatul bradului și plantat o înțeleg până la un anumit punct. Deja am ajuns un pic prea departe. Dom'le, nu mai tăiem brad că afectăm mediul. Sunt deja exagerări, sunt deja lucruri, dar, într-adevăr, un brad plantat în mijlocul orașului Piatra Neamț, pe care să-l folosești cu asemenea, un asemenea prilej, este ok. Bun. Da, va fi un reper. Un reper, el chiar se va numi Bradul de Crăciun și va fi permanentizat. Eu propun să-l și numim Bradul de Crăciun, așa, ca să nu fie confundat cu castanul de Piatra Neamț. Știți? Deci da. Să nu se îmbolnăvească. Avantajul e la castan că el e împodobit o perioadă mai lungă. Am înțeles. Bun. Castane. Bun, deci da. Putem dansa. Putem dansa de Revelion, nu? Am încercat, mă scuzați, vreau să fac o precizare, să luăm un brad de la defrișer, dar n-a mai rămas niciunul. De la defrișer n-au mai rămas. E, bine că au rămas alții care au beneficiat de defrișeri. Bani, da. Da, dacă vreți să ne distrăm, să redevenim pietreni, nemțeni, adică așa, putem să ne uităm în raportul Curții de Conturi despre o acțiune senzațională de împădurire, reîmpădurire a unor zone din județul Neamț, în 7 comune. Nici acum nu știm exact ce se întâmplă acolo, câți pomi au crescut și câți nu, dar acțiunea respectivă apare în raport, punând într-o situație destul de jenantă forul tutelar din Neamț, apropo de niște despăgubiri pe care le dă firmei care nu prea au făcut împăduriri. E interesant așa ca subiect. Poate de acolo, poate firma respectivă donează bradul la Piatra Neamț.
Ar fi interesant. Mă îndoiesc că n-am auzit de vreo firmă cu profil, să spunem, silvic sau forestier, să doneze ceva. De obicei donează doar dosare penale această activitate, justificată în sensul în care efectiv ne-am bătut joc de tot ce înseamnă pădure în România. Și ne-am bătut joc, ne batem joc. Culmea e că pădurea încă mai rezistă, e încăpățânată. E încăpățânată, da, pădurea. Pe principiul codrui frate cu românul. Așa. Domnul Liviu Harbuz, eu în ziarul de astăzi, la rubrica Instituția Săptămânii, fără mișto de data aceasta, am trecut primăria Piatra Neamț, ceea ce este o surpriză pentru dumneavoastră, bănuiesc. Da, foarte mare recunosc și mă onorează. Chiar da. Sunt curios ce urmează. Că... Nu, la modul serios. Deci nu. La modul serios eu sunt în așteptare. Nu, deci chiar am felicitat primăria pentru că în această săptămână, prin câteva hotărâri de Consiliu, se dorește supraimpozitarea cu până la 500% a proprietăților și proprietarilor care nu sunt îngrijite. Lucrul ăsta este un lucru foarte, foarte bun și aici n-am glumit deloc. Chiar am zis că e ok. Bine. Bun, aceste inițiative, aceste proiecte de hotărâri, eu vreau să vă spun că au fost până la urmă efectul unei monitorizări, pentru că poliția locală a identificat și a monitorizat și a și notificat, pentru că nu poți să dublezi impozitul, să mărești impozitul fără a face o notificare înainte. Deci aș vrea să precizez că proprietarii acestor terenuri sau clădiri au fost notificați și renotificați, dar fac parte din categoria celor aroganți care iau în derâdere autoritățile statului și mai ales autoritățile locale. Motiv pentru care am zis, știți care este principiul meu. Până la urmă, cea mai importantă, până reușim un sistem educațional performant să ne educăm o generație, mai durează 20 de ani. Motiv pentru care cea mai bună educație în momentul de față este aplicarea legii și dictatura legii. Până nu vom avea dictatura legii și disciplină în toate domeniile, mai ales în zona administrativă, nu vom reuși să facem nimic. Deci ați observat că am dat un am nominalizat primăria cu un lucru bun? Am observat, dar sesizez așa o nuanță în vocea dumneavoastră, vă cam pare rău. Nu, deloc. Mai ales că am mai pus încă un motiv acolo. Că a anunțat că nu va mai acorda nicio autorizație pentru manifestări, gen târguri, piețe și obare cu circo aferent pe zona de pe platoul Curții Domnești. Deci este a doua parte. Acum, dacă vrem să mergem un pic mai departe... Nu, dar nu aveți de ce. Am înțeles că sunt 8 hotărâri de Consiliul Local pentru asemenea locații. Da, eu astăzi voi ajuta să monitorizeze poliția locală, indicându-le într-un mail încă 8 locații. Probabil că poliția locală a fost puțin în monitorizare, intimidată când a trecut pe lângă locațiile respective. Nu. Credeți-mă că nu este intimidată. Asta e o noutate. Nu este intimidată. Poliția locală, în primul rând, are sprijinul conducerii primăriei, iar lucrurile astea au fost inițiate într-un parteneriat, aș putea spune, sau într-o relație interinstituțională. Dar e vorba de o procedură pe care trebuie să o parcurgem. Așa cum spuneam, avem nevoie de notificări. Nu putem din prima să trecem la măsura extremă. Motiv pentru care o să aveți surprize. Veți vedea că aceste locații despre care vorbim, neîngrijite, care vor trebui suprataxate, vor fi la un nivel de 25 de locații. Poate că nu e bine că am spus... Ne apropiem de cifră, că noi ne pregăteam să ajutăm poliția locală. Vă mulțumim frumos, apreciem întotdeauna... Întotdeauna poliția locală o ajutăm. Criticile dumneavoastră constructive, repet, poliția locală în momentul de față lucrează în strânsă legătură cu conducerea primăriei, motiv pentru care o să vedeți foarte multe schimbări în Piatra Neamț, schimbări înspre bine,
Desigur, vom fi înjurați din toate părțile, pentru că... Nu și dinspre partea social-democrată, acolo nu. Nu, în partea social-democrată vom avea, sper, sprijin, pentru că aceste măsuri, până la urmă, pot fi chiar măsuri social-democrate, în sensul în care banii care vor proveni din aceste taxe și impozite suprataxe dăm la mămici. O să meargă și la mămici, pentru că, așa cum știți, a venit avizul de legalitate, primăria deja e pregătită, a început întocmirea dosarelor privind sprijinul pentru femeile gravide. Mai am eu o singură rezervă în continuare, această discriminare prin care doar femeile gravide care nasc în Piatra Neamț primesc acest sprijin, bine știut fiind că foarte multe gravide nasc fie la Iași, fie la Bacău, unele chiar Târgu Mureș, București, adică domnul mi doctor, se pare inechitabil. Domnul doctor, pe vremea răposatului, că tot vă suntem în 16 decembrie, nu știu că avem atâția răposate. Răposatul ăla, ăla. Așa, se spunea că aveam așa, deci PCR, UTC, Pionier Șoimii Patriei și se pregătea... Nu, și se pregătea și scutecele înflăcărat și embrionul revoluționar. Acum, apropo de această hotărâre, să fim mulțumiți că discriminarea nu a mers mai departe. Să se dea, să facă dosar doar mamelor care au conceput copilul la Piatra Neamț. Bun, în curând o să avem probabil și invocată discriminarea că nu primești și bărbații care nasc. Mi se pare absolut normal. În nou context internațional, mă aștept și la asta. Eu aș putea să spun că am putea să mai facem o hotărâre locală care din start va genera economii. Să dăm un ajutor pentru politicienii care gândesc. Și în momentul ăla ne-am sigur, vă punem un buget mai mare, vom face economii. Da, asta este o altă poveste. Asta sunt generalizarea asta nu ajută deloc. Știu că nu ajută deloc, dar tare multe argumente avem. Bun, și știți, vorbim despre politicieni. Nu știu în ce măsură vorbim, dar mergem la primăria Piatra Neamț. Să știți că în primărie politică se face mai puțin, se face mai mult administrație. Este o abordare... Bine, e și în obiectul muncii, ca să spun așa. E în obiectul muncii, dar cu toții știm că și la nivel guvernamental ar trebui multă administrație și mai puțină politică, dar se pare că de multe ori avem mai multă politică și mai puțină administrație, ceea ce dăunează grav sănătății. Dar eu consider că echipa de la primăria municipiului Piatra Neamț va reuși să facă niște pași importanți în limitele posibile, pentru că, din păcate, această primărie va fi mereu subgrevată de datorii, de această situație financiară în care se află. Cu toate acestea, se fac eforturi pentru... Desigur, trec de la una la alta. În momentul în care o primărie are datorii și încearcă să facă proiecte ceva mai revoluționare decât permite bugetul, asta nu înseamnă că nu va mai face cheltuieli gen evenimente. De exemplu, primăria Piatra Neamț a achiziționat o mașină plug-in, o mașină care face foarte multă economie, în condițiile în care vreau să vă spun că am studiat puțin parcul de mașini al primăriei, care sunt costurile. Costurile pe combustibil, costurile pe reparații. Deci este inadmisibil să ai un parc de mașini și tu lunar să ai reparații cât un sfert din costul unei mașini. Corect, dar trebuie să vă uitați și cine trimite mașinile la reparații. Și unde se repară mașinile? Ne-am uitat și la asta. Am aflat de multe ori chiar și cu ajutorul dumneavoastră, de ce să nu recunosc, pentru că citind întotdeauna Mesagerul joia, mai afli câte ceva ceea ce nici nu ți închipuiai că există. Așa ceva nu există. Cam astea sunt
concluziile când citești Mesagerul. Și, mă rog, nu întotdeauna. Și în acest sens, așa cum am spus, mașina această mașină a fost achiziționată de primărie în sensul în care s-au făcut economii, încât din cheltuielile pe reparații, pe întreținere și pe combustibil, această mașină poate fi plătită în 2 ani de zile. Da, este clar că eu vedeam în circulație o mașină care funcționa cu brio pe undeva prin anul 2006-2007 și ea funcționa încă. Dar să știți că pentru anumite persoane, așa cum spuneați, e foarte avantajos ca aceste mașini să vedeți, fie circulate. Vedeți? Asta vă spuneam. Că e avantajos să circule pentru că atunci poți să te mai descurci. Știți, adică citea... Cea mai supărată persoană din primărie, atunci când s-a achiziționat o mașină nouă, a fost persoana care răspunde, de fapt, ați văzut, de mentenanța acestor mașini. Ați văzut. Întotdeauna se întâmplă așa. Uite, eu am văzut, mă scuzați acum că nu pot să nu fac o comparație. Am văzut directorul de la troleibuzul, pardon, managerul de la troleibuzul, că între director și manager e o diferență fundamentală. Acum nu trebuie să fiți supărat, pentru că a făcut, într-adevăr, a crescut profitul cu 160%. Deci, am și spus cum l-a crescut. Dar altfel nu poate fi contestat. Absolut. Dar nu, mi-a plăcut altceva. Mie mi-a plăcut altceva, că a scăzut consumul de ulei, de motor, bănuiesc, de la 700 de litri pe lună la 100 de litri pe lună. Și am făcut un calcul și am... V-ați gândit la ce folosește cei 100 de litri, nu? Deci, de ce mai folosește 100 de litri? Eu, dacă aș fi fost în locul domniei sale, făceam economie și acolo. În scot pălăria în fața unui asemenea manager, am înțeles de la un angajat de acolo că s-a cumpărat un autobuz care cică circulă, probabil prin oraș, cu 4.000 de euro. Eu sunt, cum să spun, crăcănat, ca să nu spun altfel, în fața unei asemenea performanțe manageriale, autobuz care a fost adus din Germania și cineva a uitat să achiziționeze rovinetele pe perioada aia și au venit niște rovinete la plată. Adică mie mi se pare absolut senzațional. Și dacă cealaltă informație, că vor mai achiziționa încă 10 autobuze cu 25.000 de euro toate, înseamnă că vom avea un parc auto modern, ecologic, parcă așa e, nu mai știu cum e cu proiectele astea de mobilitate, modern, ecologic, la singura societate care va avea dreptul să facă transport urban și la Piatra Neamț și care, culmea, se pregătește să primească 41 de autobuze electrice. Numai bine, da, necunoscute sunt planurile manageriale și ale forului tutelar din județul Neamț. Eu mă închin și accept orice profit de 160%. Depinde pentru cine e profitul. Domnul Bălănescu, în continuare, repet, dom'le, aceste parcuri de mașini învechite sau mașinile second hand nu fac decât să dezvolte activitatea de mentenanță, din care mănâncă mai mulți decât cei care ar primi salarii dacă vor administra autobuze electrice. Așa este, așa de este. De aici rezistența pentru modernizarea parcurilor, de aici rezistența pentru modernizarea multor activități, pentru că în acel moment în care ai și sisteme digitalizate, nu mai ai de unde cipi. Acum vă dau o temă, domnul doctor Liviu Arbuz, pentru primărie. Pentru primărie, nu pentru dumneavoastră. Vin 41 de autobuze electrice. Am înțeles că valoarea lor e undeva la 500.000 de euro bucata. Ceva pe acolo. Poate filozofii de la serviciu economic ne fac un calcul înainte de a veni autobuzele astea, cam cât ne va costa pe noi pietrenii redevența pe care va trebui să o plătim pentru operatorul care
va face transportul în Piatra Neamț. Toată lumea spune, vom face economii substanțiale după ce vin aceste autobuze. Eu vă spun doar atât. Aceste autobuze nu sunt achiziționate prin leasing, se va plăti pentru ele, deci redevența se va calcula la nivelul a 3% lunar din valoarea acestor mașini și se ajunge, după niște calcule făcute de niște ingineri care nu mai lucrează în sistem, la cel puțin dublarea costului redevenței. Nu se va întâmpla așa, pentru că acest sistem trebuie reformat, chiar dacă acest lucru se va face în justiție. Pentru că mereu se inventează tot felul de instituții, de societăți căpușă, care trăiesc pe niște salarii foarte mari, unii, mai ales conducerea acestor societăți, se inventează tot felul de contracte, tot felul de redevențe. Lucrurile pot fi simplificate până la nivelul la care să putem realiza o economie reală pe care să o simtă cetățenii în buzunare. Deci nu putem așa mereu să avem pe unul care plătește bani la celălalt și celălalt de la primărie și primăria, adică cercul ăla, știți, în care se învârt banii pe principiul... Cercul virtuos, cercul virtuos. Da, pe principiul pe care banul trebuie să circule, dar el circulă în cerc, iar în mijloc se află cetățeanul, care amețește uitându-se cu ce viteză circulă banul public. Așa este. Eu zic să ne oprim aici astăzi, că am vorbit deja destule, chiar prea multe. Și că nu spuneam prea multe. Se întorc anii ăia 50-60, în care se spunea cam așa... stați, cum spunea, cine gură mare are, va săpa 5 ani la sare. Cum sarea este la Agenția pentru Resurse Minerale, ne gândim că da, n-am vrea să producem profit degeaba statului român. Dar e o agenție care a produs profit mare. Deci a produs profit... Pe persoană fizică, ca să zic așa. E normal, dacă ești angajat acolo sau ești detașat acolo, trebuie să câștigi un ban până la urmă, nu? Asta e. Asta e. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Sper că a fost o emisiune mult mai liniștită ca altele. Eu o să mai rămân 2 minute în emisie să... Dacă îmi permiteți, așteptăm pe toți pietrenii în Târgu de Crăciun. Primăria municipiului Piatra Neamț chiar va face toate eforturile ca măcar în perioada sărbătorilor cei din Piatra Neamț să uite de toate problemele. Eu am un regret enorm, vă spun cinstit, eu aș fi lăsat scena măcar pe data de 17 ca să putem avea o inaugurare demnă de o scenă. Domnul Bălănescu, scena virtuală există tot timpul, întotdeauna va avea un microfon cel care vrea neapărat să țină un discurs. Avem microfoane și în birouri, poate să țină discursuri și în birouri. Bine, acum să vă spun, discursurile din birouri câteodată nu-i bine să fie ascultate de marea masa populației. Pentru încercăm o transparență totală. Nici chiar atâta, vă rog frumos. Măcar ceva, o piesă de îmbrăcăminte să mai rămână acolo, nu chiar totală. Nu se poate așa ceva. Bun. Înțeles. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vreau să închei, oameni buni, doar cu anunțul că ziarul Mesagerul de Neamț numărul 519 este pe piață și dacă doriți puteți citi un interviu extrem de interesant cu starețul Mănăstirii Neamț, arhimandritul Benedict Sauciuc. De asemenea, avem un editorial care se cheamă Forța Dreptei în figură, apropo de noul partid anunțat de Ludovic Orban. Decembrie 1989 la Piatra Neamț a fost sau n-a fost, parafrazând un film cunoscut, făcut despre Revoluția de la Vaslui, dacă nu mă înșel, și un material despre monahul Anastasie Ștefănescu, o icoană vie a rezistenței anticomuniste, îi se spunea prietenul lui Dumnezeu sau
călugărul medic. A făcut pușcărie politică alături de părintele Calciu Dumitreasa și a lăsat o amintire deosebită la mănăstirea Petru Vodă. Avem și alte materiale, fericiți cei plătiți degeaba de la buget, supărare mare, mare, mare undeva la o instituție județeană călcată de DNA, unde șeful a ajuns să regrete că a avut gură mare la petreceri VIP din zona Romanului, în care spunea că un politician trebuie să-i dea mulți bani înapoi. A venit să-l controleze la bani DNA-ul și se pare că i-a găsit în casă o sumă greu de justificat, adică vreun milion și ceva de euro cash, ceea ce arată încrederea unor șefi de instituții nemțene în bănci. Avem și despre o premieră interesantă la Piatra Neamț, un film al unui prieten de-al nostru, Ciupi, cunoscut Adrian Ciupercă, despre un monolit. Foarte interesant filmul, vă recomand să-l vedeți. O să încercăm să-l punem și noi pe site după ce vorbim cu Ciupi. Până atunci, oameni buni, aceasta a fost prea frumoasa emisiune din 16 decembrie anul 2021. Sperăm că decembrie de anul ăsta să ne aducă lucruri mai bune pentru noi toți, cei care trăim în această frumoasă țară numită România și în acest județ, binecuvântat de faptul că încă mai există urme ale trecutului în el. Ne oprim aici, cele bune, numai bine!